din nou pe un șantier de construcții. Sunt aproape de etajul 50, cred că 48, pe acolo, nu știu exact. Ia, deci acolo vezi etajul 47, eu sunt mai sus de 47, probabil că vreo 50 pe acolo. Și după cum vezi râul în dotare, alte cartiere cu blocuri înalte. Se vede cam cum se vede din dronă, când zburam eu, am trecut drona. Acolo este un lac central al zonei, se merge cu kayak, cu rowing. E un lac mititel, mai mult o baltă, dar e un loc plăcut de plimbare pentru orășeni. Cum era în București, Cismigiu, poate. De acolo lumea face sport la școală. E, aici jos este un mall foarte vechi, parcări uriașe și e cu totul o altă perspectivă când ești sus aici. E vedere mai faină decât în alte blocuri înalte unde am lucrat. Alea sunt blocuri înalte la etajele de sus, bineînțeles că sunt oameni care își permit să plătească 6-7 milioane de dolari pe un apartament în ala cu scară interioară care cuprinde tot etajul superior, cu luxul de lux. Nu știu dacă mă atrage așa ceva, deci dacă ești băie de oraș sau fată de oraș, zici, wow, ce aș vrea și eu să fiu acolo sus. Niciodată nu m-a atras asemenea clădiri înghesuite, blocuri. E același stil ca în București, înghesuială, lumea nu se salută unii pe alții, sunt plin de chineși și nu-i stilul meu. Pentru mine mai mult la țară, asta ar fi interesant. Dar odată așa pe an, dacă aș merge undeva și aș avea o vedere de la înălțime, o vedere de ansamblu, aș zice, da, e ok. Da, eu dacă tot zbor cu avionul din când în când, îmi satisfac nevoia de înălțime. Uite, acolo e autostrada, altă autostradă mai mică, aia este autostrada principală, care nu e aglomerată acum, aia altă e alta dintre ele, mai mică, e o arteră mai mică. Și în zona aia, după cum vezi acolo, este Skytrain sau trenul suspendat. L-am dus pe tata meu acum 5-6 ani, dar nu pe aici, asta e arteră nouă. Eu locuiesc undeva mai sus, nu departe de aici, dar mai sus, undeva mai pe deal. Acolo e o universitate sus pe deal și alt cartier din ăsta mai ușchit, așa, pentru cei care își permit să dea o căruță de bani pe zona aia. Că unii cred că au vedere, dar de fapt e ascuns în lor cel mai des. Și da, sunt oameni care caută statut social și se mută mai sus, etajele superioare. Și cred că pentru unii merită, că n-ai vedere și te simți că ești mai sus decât alții. E o chestie psihologică. Eu am alte puncte de vedere și mai ales din punct de vedere a incendiului, cu tremuri ești blocat sus la etajele superioare, aștept să vină liftul. Na, fiecare gândește altfel și plus pentru mine înghesuiala nu-i plăcută, dar totuși ți-am zis, când vezi așa imagini din asta ale munților și vederi care eu nu le văd în principiu, zici, dar într-adevăr au ăștia vedere. Deci sunt avantaje. Na, hai că vorbim, m-am zis, vă arăt niște imagini de la înălțime. O seară faină acolo.